gândește lumea, cred că faci ceva, că faci ceva greșit, că nu tot din gelozie cred că vin treburile astea, că așa n-ai avea de ce să... Și din ce cauză s-au terminat relațiile tale? Sau cel puțin ultima? Cea care semăna cu mine, spune. Ultima? Băi, nici n-aș vrea să vorbesc prea mult, că nu știu dacă i-ar face plăcere să... A fost din cauza ta? Ai făcut ceva greșit în relație? Nu. Ea? Nici din cauza ei a fost. A fost conjunctura, așa a fost. Nu știu dacă i-ar face plăcere să... Acum știi că nu poate să răspundă, nu? Adică tu decizi dacă... Eu știu ce spui, dar... Dar bă, nu văd la conexiune acolo cât a fost la băieți. Ba, da, da. Și ce, ai văzut ceva? Nu, ce? Nu știu, zic. Nu, mă refer de la camera roșie, le-a dat și lor. Nu de la camera roșie, acum, după ce te-ai dus tu la fete. Nu, ce ați făcut? Nimic grav. Păi ce, pentru tine grav, nu știu. Pentru tine cam tot e grav. Păi asta, pe locul tău, am vorbit puțin cu Ionuț, cu George, cu restul băieților. Păi ce, trebuia să-mi dea conexiune? Da, am văzut că-ți dă conexiune, că am fost puțin nervoasă, dar... Și ai vorbit? Ce ai vorbit? Păi am zis că cum îți permiți așa să fugi când eu vin la tine? Azi că poate ai făcut intenționat. Și ai făcut ceva sau ceva? Nu. Nu? De ce? Ai făcut cea? Ascunde cea. Nu ascunde nimic. Ai zi, nu. Zi că ai făcut cea. Oricum o să vezi că tu nu pierzi niciun episod. Trebuie să văd? Ce trebuie să văd? Am vrut să te oftic un pic și am crezut că îți dă conexiune acolo la tine. Și? M-am prevăcut că fac jocul cu foaia. Aoleu, și noi l-am făcut. Dar voi le-ați făcut de adevărat alea? Da. Da? Pe cu cine? O să te uiți la episod și o să vezi. Da, uite, acum am vrut să spun exact ce am făcut. Și tu spui să mă la episod. Pe ce ai făcut? Da, ți-am zis, ne-am prefăcut că ne-am jucat. Voi v-ați prefăcut? V-ați luat după noi? V-a dat conexiunea la noi? Nu. Pe noi am dat startul, probabil voi ne-ați copiat. Nu știu. Care pe cine? Da, și că n-am făcut nimic grav. A, nici eu. Nu am făcut așa. Așa am prins foaia. Da? Da. N-ai de ce să te supăr, am prins o brază în obraz. Dar cu cine? Nu contează cu cine. Păi ți-am spus cu cine. Păi, dar ce contează cu cine dacă e obraz pe obraz? Mai contează? Da, contează. Pentru că îi contează, da. Cu Lorena. Fain. Contează? Păi nu știu. E minciună, te-am păcălit, n-am făcut nici joc cu foaia. În orice ești rațional, dacă e vorba de iubire, nu știu, m-ați dat peste capul de tot, mi-e greu să... Știi, odată eram pe canapea și mi-ai spus, eu cred că tu ești foarte dezvoltat așa în personalitatea ta, dar când e vorba de emoții și de iubire, ești farță. Adică te-ai descris pe tine oarecum. Nu e adevărat. Am zis că ești varză, nu la modul că n-ai putea să oferi. La modul că, nu știu, că ai plâns înainte cu o zi că mereu ai fost refuzată și la... Da, mi-a adus aminte de alte situații. La modul ăsta mă simțeam, la modul ăsta mă refeream, gen emoțional că ești varză cumva. La tine? Prima relație a fost foarte toxică. Din prima relație am învățat foarte multe despre... De ce toxică? A fost chestia. Ai zis tu ceva că avea prea multă grijă? Că... Nu, asta a fost ultima relație. Îmi oferea prea mult. Și eu eram oarecum ținut așa foarte... Ce înseamnă? Dă-mi un exemplu, că sigur ai un minte. De exemplu, când eu trebuia să merg la facultate, el își lăsa tot ce avea de făcut și mă ducea cu mașina, venea după mine, făcea toate lucrurile pentru mine, adică mergeam... Bun. Înțelegi ce vreau să spun? Da, dacă ți-ar fi dat la un moment, nu știu, ai apreciat treaba asta la un moment dat sau sigur, din prima... Nu, în primul rând mă gândeam foarte mult la el și îi spuneam... Nu e nevoie să te trezești la 6 dimineața ca să faci pentru mine lucrul ăsta, poți să mergi singură sau... Nu știu, simțeam oarecum că își lasă toată viața lui deoparte. De ce râzi? Îi pun la capăt. Simțeam că își lasă toată viața lui deoparte doar pentru a-mi oferi mie ceva. Și ai spus treaba asta? Da, normal. Și ce-ai zis? Nu, era indiferent. Deci, mă, de treaba ta. Eu ce fac? Dacă... Nu, și oarecum, nu știu, am simțit că era ca și un tată pe care nu l-am avut. Până momentul de față, știi? Adică făcea prea multe pentru mine și eu simțeam că... Nu știu cum să-ți explic. Nu făceam lucrurile pentru... Eu nu făceam nimic pentru mine.
Și nu știam de ce eram eu în stare să fac în viață singură dacă nu era cu ajutorul lui. Dar zic, la început mă gândesc că ai apreciat eforturile astea cumva. Nu eforturile, adică mi se părea ceva foarte frumos pentru că stăteam tot timpul împreună, în fiecare zi mergeam, cinam și așa mai departe, eram împreună. Sunt supărat rău pe tine. Serios. E mat. Serios vorbesc. Mat și liso, sunt supărat. Am așteptat și ieri. Ce și astăzi. Tot? Ți-am arătat și pe conexiune și tot. Tu mi-ai cerut mie un lucru. Serios sunt supărat, vorbesc serios. E a treia oară de când suntem într-o cunoaștere și de când suntem iubiți și nu ți-ai dat seama că m-am tuns. Și ai să fiu foarte atent la tine, tu nu ești atentă la mine. A treia oară. Și ieri am fost în camera roșie și m-am pus așa. Da, mă zic că ai făcut așa. Am pus așa să-mi face așa, n-am mai făcut. Mă făceam așa, freza, dar nu vedeam, mă, zic, oh, nu, da, mă, că nu mai fi realme. E bine. Mă, ești la mișto? Nu ți-ai dat seama, zi adevărul. Dar tu ești frumos oricând, eu nu știu. Da, și cu păr lung sunt frumos. Da. Dar nu ți-ai dat seama, nu ești atentă. Deci eu pot să fiu bine, câteodată... Bine, o să spun în fiecare zi ce frumos ești tu. Nu, trebuie să-mi zici ce frumos sunt tu. Lasă-mă. Deci eu pot, și eu o să am momente care nu sunt atent că ți-ai făcut astăzi unghii la picioare. Mm. Poate mă uit la buzele tale că am chef să te sărut și nu mă uit la picioare, să nu-mi dai în cap. Că m-am uitat la unghii azi. Bine, ok, atâta. Sunt rac, adă-ți aminte chestia asta. Nu mai suport așa ceva, zici că se uită Dumnezeu de la mine și zice hai mă să mai dăm la fraierul ăsta încă una. Sora ta e rac, nu? Nu, eu. Doar mai rău, e scorpion. E aproape rac. Nu, e adevărat. Total diferit. Dar, dacă nu se întreb ceva și mai perturbat. Dacă eu cred că pot să sufăr din dragoste și mai întreba de ce. Pentru că când îmi deschid așa inimiera, o deschid foarte mult și știu că sunt capabilă să ofer foarte multe. Și de-aia vreau să fac încet, încet și să nu sufăr. Adică încerc eu oarecum să nu, dar cred că... Doamne ajută! Sper să ai succes în etapa asta. Aha. Și tu crezi că poți să suferi? Dacă poți să sufăr? Uh-huh. Băi... Nu știu, nu mi-am pus întrebarea asta niciodată. Adică mai bine să nu știu că voi suferi și mă duc, las așa. Păi, să știi că pe interior ești destul de ciudat. Eu. Cred că ești foarte calm sau foarte, nu știu, oferi și tu foarte mult, dar foarte, nu vrei foarte să arăți mult. Chestia asta. Nu e adevărat cu arăt, dar... Îți este greu să te deschizi atât de tare în fața unei fete? Nu, deloc. Ești foarte lipicios așa, păi... Nu ți-ar veni să crezi ce lipicios sunt la modul ăla, dar... Dar una e lipicios și alta să ai sentimente pure. Și. Nu am nicio problemă de genul ăsta, doar că... E până îmi găsesc persoana potrivită și până simt eu că mă pot deschide față de cineva. Uite, nu știu dacă am avut vreodată discuția asta cu tine, cu fosta asta de care zic eu. Băi, mi-a plăcut foarte mult de la bun început și am fost, nu știu, ne-am întâlnit de vreo 5 ori. Bă, și nu știu, nu... Am zis că nu e pentru mine, zic, nu puteam să avem ce discutăm până acum, e mult față de ce puteam să discut cu ea sau cum mă simțeam eu așa în preajma ei, să zic, știi? Până a și trecut vreo jumătate de an în care am zis, bă, nu e pentru mine, nu se poate, că nu mă simt comod eu în preajma ei. Până a fost acolo un click în care ne-am simțit amândoi așa mai cozy, să zic așa, știi? Și de atunci am mers lucrurile altfel, nu știu, cred că am nevoie să, nu știu dacă e vorba de încredere, dar să... De reciprocitate, cumva, știi? Vedem pe Lorena. Hai să o analizăm. Ai rotat mai îndeaproape pielea Lorenei. Vedem dacă are porii dilatate. Pupilele dilatate. Da, știi ce înseamnă, nu? Pupilele. Pupilele, da, că-ți place. Da, vrei să vedem pupilele. Vreau să mă măsor cu Robert să văd cum îmi stă cu el și cu Mihaela Andrei. Pe un minut, dacă mă lăsați până la... Cuibușor, da? Cuibușor se numește? Da. Eu știu că nu știu. George? Uite, lasă, uite, te lasă, da. Și acum hai, trebuie să te duci pe ușa aia și eu să vină cineva care să te... Fii atent. Eu nu-ți mă ajută, bine? Păi nu, eu nu mă ieșesc din casă. Dar da, uite, uite, ești pe ușa asta. Voi aveți biliard. Ești pe ușa asta și aici o să te prea cineva și te conduce acolo, da? Ok. Uite, stai, uite acolo, venim domn. Vă rugăm frumos, se poate să aveți și noi conexiune. Am luat-o pe așa. A, da. Se poate să aveți și noi conexiune, vă rog frumos. Să vedem reacțiile. Ea nici nu e atent ce se întâmplă, că și cu uite aveți biliard. Ea nu vede în laterale, în exterior. Nu mai...
că uite, avem și biliard. Dă-ți nouă conexiune. Vrei și nouă conexiune, vă rog. Asta e că stai să ajungă, cred că. Îți dai seama că ajunge. Dacă nu ne dă conexiune. Hai, vă rog frumos, dați-ne și nouă. Vă rugăm frumos. Eu vreau să-i le văd fața când intră. Ce-o fac Mihail să facă? Tu ce cauți aici? Știi, zici, dă pe asta și nu-i chemat. Uite. Și sunet. Nu-i nicio problemă, mie chiar îmi place. Da? Să zici, fai, ce urât arată la pe lângă tine, zi, mulțumesc. Nu-i așa? Da, e doamnă tot 10. Mamă, nu se poate, bă! E doamnă tot 10. Vai, ce frumos e aici! Nu se poate, asta pinde ce? Dar tu ai cerut sau te-au trimis? Ce contează? Cum ce contează? Am vrut să vedem cum ne stă nouă. Hai să ne spălăm cu toții. Ce se face? Trebuie să stăm așa. Să ne măsurăm? Da, să ne măsurăm toți trei. Sincer, vă rog. Dar tu nu ai loc fata aici, tu ce nu înțelegi? Eu nu mă așez, nu mă trăie. Eu nu mă așez că s-am loc.